Salutare lume și bine ați venit nou pe Dracă România! În clipul de astăzi o să vă arăt cum să schimbați limba de la meniul camionului din engleză în limba pe care o doriți voi, în română, spaniolă sau altă limbă, de exemplu. Vreau să vă mai dau încă o informație care e foarte importantă. Camionele astea vin automat din fabrică setate, să vină în engleză, nu? Deci limba internațională, mai clar. Atunci când băgați cardul în tahograf, automat îl va recunoaște și va fi în limba engleză, nu? Din câte știu eu, pentru că așa era și la cealaltă serie de camioane Volvo, F-H, ăsta fiind un camion restyling, automat avem display-ul digital, mai avem și tableta asta aici în mijloc și automat totul vine în limba engleză, nu? Uitați-vă la o chestie. De exemplu, acum avem cardul tahograf băgat în aparatul tahograf, dar totul este în limba engleză. Dacă ne uităm aici, scrie în engleză, da? Notification. Și acum noi vrem ca să schimbăm tot în limba română, pentru că nu înțelege nimica, nu? Uitați-vă aici bine, îmi pune drive station, today's drive și așa în continuare, nu? Bun, hai să facem o chestie. Bine, engleza mea e cam de altă, dar în fine. Bun, intrăm frumos pe tabletă, de aici accesăm zona în care schimbăm limba, intrăm în partea asta la settings, deci cei care aveți telefoane Android sau iPhone, deja știți chestiile astea, sunt sigur de asta. Dar bine, clipul ăsta e făcut mai mult pentru persoanele care sunt un pic mai în vârstă sau care nu prea știu să folosească tehnologia, mai clar. Bun, intrăm aici în settings, ok? Intrăm în system settings, da? Opțiunea din mijloc, dacă uităm bine, apăsăm frumos și coborăm la a patra opțiune care pune aici, language, nu? Care e limba. Deci, numărați 1, 2, 3, 4, sub lotul, mai clar. Foarte simplu, uitați-vă bine aici, pictograma care este, nu? Sunt niște litere ciudate. Apăsăm frumos aici, intrăm în meniul de limbi, așa, avem limba engleză selectată și coborăm frumos în jos și căutăm limba română. Hai să punem în română. Căutăm în jos. Avem aici limba română. Selectăm limba română și deja avem limba selecționată. Uitați-vă bine aici, îmi scrie limbă, automat. Ieșim frumos afară de meniu și ca să vedeți și voi, ieșim afară. Hai să intrăm în zona de media, răsfoiere contacte. Uitați-vă bine, totul computer board. Deci totul este în limba română, da? Încât pe acest ca să uit o informație destul de importantă, da? În momentul de față nu avem cardul băgat în aparat tahograf, da? Imaginați-vă că ați selecționat limba română, cum am făcut înainte, am pus limba română și la sfârșitul zilei scoatem cardul afară în aparat tahograf. Automat meniul camionului se va pune din nou în limba engleză, să știți chestia asta, da? Dar dacă, să zicem, a doua zi dimineață urcați în același camion, băgați cardul în aparat tahograf, cum am spus înainte, automat camionul recunoaște cardul vostru și are selecțiile făcute din ziua anterioară, nu? Cum l-a spus, în limba română, cum e acum, în momentul de față. Imaginați-vă că peste 2-3 zile urcați într-un alt camion, același model, cu ecranele astea, dar să știți că atunci când băgați cardul în aparat tahograf, va fi automat în limba engleză. Selecționați din nou limba, puneți frumos limba română și în acel camion, când veți urca pe viitor, automat când băgați cardul în aparat tahograf, se va pune totul în limba română. Așa că cam asta a fost clipul. E foarte simplu, e ceva super simplu de făcut. Acum, pentru persoanele care nu știu, vă dați seama că e un pic complicat. Așa că, fraților, dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Dați și voi acolo un like, un share, un subscribe, aruncați-mă pe canal și ne vedem în următoarele clipuri. Vă salut și numai bine! Call the payback.